supermarket deschis pe 24 ianuarie într-un cartier din Amsterdam oferă alimente gratuite familiilor vulnerabile, cu singura condiție ca acestea să accepte și ajutorul unui consilier de carieră. Supermarketul Fris, care se traduce prin proaspăt în română, reprezintă nu doar produse proaspete, ci și proaspătul început cu care supermarketul speră să ajute familiile. Vrem să eliminăm acest stres din fiecare zi. Vă vom oferi un somn liniștit. Acesta este începutul. Oamenii trebuie să trăiască, nu doar să supraviețuiască, a declarat fondatorul asociației. ONG-ul, care a început în 2010 cu câteva camere în care copiii vulnerabili să-și facă temele, finanțează supermarketul prin multifinanțare și donații de la alte afaceri locale. Rafturile din magazinul Fris sunt aprovizionate cu tot ce ați găsit în alte supermarketuri, de la paste la scutece pentru copii, la încuietori pentru biciclete. Dacă auzim despre copii care merg la școală fără micul dejun, oferim micul dejun. Vedem copii în sălile noastre de studiu ducând hârtie igienică acasă, așa că oferim hârtie igienică. Sau oamenii nu se simt îngrijiți și vor să arate prezentabil, de exemplu pentru un interviu de angajare, așa că oferim periuțe de dinți, șampon și gel de păr. Fris nu este o bancă de alimente, a subliniat fondatorul. Nu avem nevoie de dovezi ale sărăciei. Vedem sărăcia în fiecare zi în sălile noastre de studiu. De asemenea, nu distribuim pachete de două ori pe săptămână, dar oamenii pot veni să facă cumpărături aici în fiecare zi. Asta se bazează și pe încredere și îi păstrăm pentru îndrumare. Consilierii ONG-ului îi ajută pe clienți să își găsească o rezolvare la probleme, de la căutarea unui loc de muncă sau ucenicie, până la înscrierea pentru ajutoarele sociale potrivite. De asemenea, ajută familii cu copii victime ale hărțuirii sau tineri cu probleme de dependență. Îngrijirea este cât se poate de personalizată, a spus fondatorul. Fris susține în prezent aproximativ 80 de familii. Cererea este mult mai mare, dar dacă putem să ajutăm mai multe familii, trebuie să putem obține mai multe sponsorizări, a spus fondatorul. Relatează mesajul.ro.